Bine v-am găsit, Scorpion. Voi face etalarea runelor pentru Scorpion, pentru luna nouă, luna nouă din Leu, perfectată pe 8 august. Dar, așa să ne gândim, este vorba de cariera voastră, Scorpion, cariera voastră. Ce puteți să întreprindeți aici pentru a rezolva anumite situații. Din nou am pierdut una, dar e răsturnată. Bun. Deci am putea spune că aveți aici un secret, un secret pe care îl veți afla. Este vorba de un secret care vă nemulțumește, un secret care vă face să vă schimbați părerea despre o persoană. Este Perdoro. Și totuși vă aduce o situație în care parcă nu sunteți capabili să vă folosiți intuiția. O trădare din partea unei femei, poate fi vorba chiar de o femeie care v-a fost prietenă la gaz, sau poate să fie o situație în care această femeie v-a ascuns ceva. Veți afla acest lucru și o să vă aducă o cădere de, cum să spun, o stare de nervozitate. Acest lagaz răsturnat. Deci, o femeie care poate fi și partenera de viață, portă prietenă, sau poate să fie o femeie care cândva v-a ajutat și acum v-a trădat. Poate să fie, deci, un secret, un lucru ținut secret. Trebuie să vedeți că aici apare și turisaz răsturnat. Am putea spune că ați primit probabil o informație, ceva legat de acest secret, de felul de a fi al acestei femei. De obicei ne gândim sau partener de viață, și am zice că n-ați luat nicio atitudine, ați preferat să mergeți după ideile voastre, deci ați ales să decideți singuri ce trebuie să faceți și acest lucru v-a dus la un haos. V-a dus într-o situație în care orice mișcare ați face nu va fi o rezolvare, din contră, va fi o situație și mai rea. Este momentul să vă opriți din orice ați încerca să faceți și să căutați răspunsuri de la persoane calificate. Fie că poate pentru unii aveți nevoie de, pentru a vă lămuri anumite situații, de un astrolog,
fiindcă s-ar putea să fie ceva în harta natală a voastră sau a celelalte persoane, sau poate chiar să nu fie o compatibilitate între voi, sau un aspect psihic. Deci trebuie să căutați un sfat. Un sfat la genul, nu neapărat să-l urmați pe acela, ci pur și simplu să vă clarificați situația, fiindcă, uitați, intuiția voastră nu vă ajută. Dacă v-ar fi ajutat intuiția voastră, era cu totul altceva, dar nu vă ajută această intuiție și este momentul, am zice, parcă ați fi orbiți de nervi, de supărare cu acest secret. Și este bine să căutați acest sfat, să vă liniștiți și pe urmă e greu de spus la rece, dar măcar încercând să vă liniștiți și cu experiența îmbogățită de la discuțiile pe care le-ați avut cu alte persoane care sunt calificate în a vă susține, în a vă ajuta, atunci veți putea să luați o decizie corectă. Și aici vine această lună, Ehvaz, care este o lună a arborelui de tisă, arbore din care se confecționau bărcile nordicilor, care erau adevărate obstacole. Deci am zice, aveți în față acest obstacol, acest secret. Ei bine, este acum momentul să fiți corecți în tot ceea ce faceți, fiindcă această corectitudine, perseverență, dar și precauție, vă ajută să depășiți această stare negativă în care sunteți, fiindcă voi sunteți într-o stare negativă, să ajungeți la aspecte benefice. Deci numai prin corectitudine puteți clarifica anumite situații. Și aici aveți un sfat bun pe care îl primiți de la o persoană cu experiență, o persoană care nu vă dorește răul, o persoană care în sus arată vorbire, o persoană care vă dă un sfat bun, un sfat nepărtinitor, onest, lipsit de viclenie, complet lipsit, complet de viclenie. Un sfat care vă ajută să vă clarificați situația și tir alături de Gifu și de Sigel arată că totul va fi benefic pentru voi. Să le pun așa, fiindcă tir lângă Sigel reprezintă o victorie, un triumf, veți reuși, veți trece peste probleme, peste necazuri și veți ajunge la o stare de bine, Gifu, care arată daruri, daruri materiale, daruri spirituale, daruri care vin spre voi tocmai ca o răsplată a divinității pentru corectitudinea și perseverența voastră. Acesta este acest Ehvaz. Vedeți, parcă vine și vă îndeamnă, fiți corecți și veți reuși să transformați totul într-o stare benefică. Adică trebuie să căutați acele sfaturi care să vă ajute, fiindcă, uitați, primiți un sfat benefic, un sfat care să vă ajute să rezolvați această situație. Un sfat onest. Și tir lângă Sigel arată un triumf. Reușiți în lupta pe care o aveți, vă depășiți opozanții, puteți trece peste aceste stări, eu știu, negative care vi le dă acest secret și veți avea o reușită, bazându-vă pe abilitățile voastre, pe corectitudine,
Deci este un aspect foarte bun, zic eu. Totul se transformă în bine. Puteți să începeți ceva nou legat de carieră. Deci puteți să căutați o idee nouă, fiindcă totul este legat de carieră la voi și să mergeți spre o stare benefică. Eu vă doresc numai bine.